Bună ziua, dragi gemeni, și bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în gemeni. Eu sunt Meme și împreună vom parcurge energia să vedem ce predispoziții sunt și cum puteți scăpa de provocări. Pentru voi, dragi gemeni, luna octombrie vine cu recăpătarea puterii de seducție, puterii de atracție și a magnetismului vostru propriu și încântător, aș putea spune. Pe plan profesional, Venus și Soarele vă tranzitează casa sănătății și a locului de muncă. Drept urmare, s-ar putea să vă simțiți un pic aglomerați, un pic copleșiți la locul de muncă. Este bine să fiți deschiși și să luați lucrurile așa cum se arată. În egală măsură, octombrie este pentru voi, dragi gemeni, o lună care vine cu o puternică nevoie de a vă prioritiza acțiunile și activitatea. Situația în care voi vă aflați acum poate fi una de amânări, de discuții inutile, poate de confuzie, de stagnare, să nu puteți să reușiți să duceți la bun sfârșit ceea ce vă propuneți. Însă spre sfârșitul lunii, această corvoadă pleacă de la voi, vă eliberați de starea aceasta de stagnare și de incapacitatea de a vă muta, de a face pași înainte. Și inclusiv veți putea relua ceva negocieri, ceva acțiuni, ceva dorințe pe care le-ați avut undeva prin luna mai. De asemenea, în sfera iubirii, a parteneriatelor, să spunem, veți avea aici nevoie să luați o decizie majoră sau cel puțin să reveniți asupra ei. Este indicat să vă gândiți foarte bine, să vă dați un răgaz bun de timp, să analizați obiectiv și să treceți așa prin toate aspectele acestei probleme sau acestui gând, pentru că va apărea aici tema căsătoriei pentru unii și tema divorțului poate pentru alții. Luați-vă timp de cugetat și amânați un picuț, cel puțin până luna viitoare, dacă aveți cum, o decizie majoră. Da? Gândiți-vă acum, însă nu luați nicio hotărâre prea drastică și fără cale de întoarcere, poate. Spre sfârșitul lunii, în data de 25 octombrie, va avea loc eclipsa de soare și pentru voi se activează aici casa muncii. Iar acest aspect va veni cu revelații majore la nivel profesional sau pentru unii dintre voi cu ceva schimbări neașteptate. Din nou, este bine să fim deschiși, este bine să fim precauți și să fim cu băgare de seamă, să nu încurcăm planurile Universului. Pentru cei care nu sunt mulțumiți de serviciul actual, veți avea ocazia să îl schimbați dacă vă doriți acest aspect. Iar pentru cei care nu aveți un loc de muncă, această lună vine cu ocazia de a vă găsi unul așa cum vă doriți voi. În tot cazul, este o lună în care sunteți susținuți, poate vă simțiți un pic obosiți și este timpul să reflectați un pic la stilul de viață, la regimul alimentar, la cât efort depuneți în fiecare ramură a vieții voastre pentru găsirea unui echilibru în această direcție. Bun, să vedem acum ce ne spun și cărțile. Pentru gemeni, pentru iubire, pentru carieră și bani și pentru sănătate. Vom lua o carte oracol să vedem care este tema principală, către ce ne îndeamnă energia. Iată că a căzut din pachet singură. Să vă arătați darurile, darurile în sensul de strălucirea voastră interioară, de darurile voastre unice, de superputerea voastră, de originalitatea pe care o aveți.
Voi sunteți foarte creativi ca semn astrologic și ca energie și este bine luna aceasta să îi lăsați și pe ceilalți să vadă sau să vă folosiți darurile, să vă folosiți șarmul și puterea de atracție, cum spuneam mai devreme, pentru a obține ceea ce vă doriți sau pentru a vă putea susține în activitatea voastră zilnică. În sfera iubirii, aveți parte de iubire, veți avea parte de reluare, 6 de cupe vorbește despre reluare, despre împăcare sau despre a ne reîntoarce la niște decizii pe care noi le-am luat în ceea ce ține de relația noastră de iubire. Fie că doriți să faceți un pas înainte către o căsătorie, fie că vă gândiți foarte mult la această căsătorie, fie că vreți să întrerupeți o relație de iubire și să vă orientați către altceva, luna octombrie vine către voi cu o temă importantă în ceea ce ține de relațiile voastre amoroase. Cel mai probabil pentru unii dintre voi văd aici o revenire asupra unor sentimente de iubire mai vechi. Poate a apărea cineva din trecutul vostru, cel puțin în prima parte, primele zile a lunii octombrie, și să reluați o frumoasă poveste de iubire cu această persoană. Cu această persoană care de data aceasta se afișează în viața voastră ca fiind stabilă sau este o persoană care vă stabilizează pe voi, vă ajută să vă ancorați și să vă redobândiți puterea, să intrați pe o cale normală, o cale susținută energetic, unde să simțiți că aparțineți și că aveți un sens, aveți un rost. Pentru alții dintre voi, aveți oportunitatea să faceți un pas înainte în relație, să duceți toată povestea la un nivel mai profund, mai avansat și chiar stabil. Instituțional vorbind, adică acea căsătorie pe care o menționam mai devreme. Vine către voi acest om care poate fi din trecutul vostru, care poate avea propria afacere, care poate avea un rost foarte bun în viață, poate fi foarte stabil financiar, foarte respectat, care își ține cuvântul, care ce spune aia face și de data aceasta lucrurile să funcționeze foarte bine pentru voi. Nu este exclus nici faptul că acest om poate fi cineva nou pe care să-l cunoașteți acum, însă 6 de cupe vorbește despre o revenire. Sau poate veți simți că este o energie atât de cunoscută, că vă cunoașteți, de temiri pe unde, să simțiți că-l cunoașteți din alte vieți. Cartea Steaua ne vorbește despre dorințele noastre, despre faptul că suntem pe drumul cel bun, despre care sunt dorințele noastre și cum ni le putem îndeplini. Sunteți clar într-un punct în care relația voastră pentru unii dintre voi funcționează foarte bine, se rezolvă, se ameliorează, iar pentru alții dintre voi puteți în sfârșit respira ușurați, pentru că întâlniți o persoană care să fie compatibilă cu voi energetic, dar și în plan fizic, să coincideți în rutină, în activități, în gânduri și în viața de familie. Avem aici 6 de monede, o relație echilibrată, o relație în care cât dați, atât primiți, adică nu veți mai fi voi cei care investiți foarte multe sentimente acolo, situația se echilibrează puțin, lucrurile se arată favorabile pentru voi în sfera de iubire și de relație luna aceasta, inclusiv copiii, parcă sunt mai liniștiți dacă îi aveți, parcă toate lucrurile așa, dragi gemeni, pentru voi în luna octombrie, intră pe un drum normal, adică nici prea prea, nici foarte foarte, iar voi chiar aveți nevoie de o lună de echilibru și de o lună liniștită. La serviciu, iată, cum spuneam și în previziunile astrologice de mai devreme, apar niște transformări, niște schimbări, niște lucruri neașteptate, un element de surpriză care necesită o schimbare. Se necesită o schimbare aici pentru că vă epuizați, aveți foarte mare nevoie de odihnă. Repet,
foarte mare nevoie de odihnă. Cred că sunteți semnul astrologic cel mai obosit psihic în ultima perioadă și este nevoie să vă regenerați. Patru de spade spune aici odihnă maximă, pentru că altfel intrați în dezechilibru major și picați din picioare. Nu o spun cu bucurie, din contră, o spun așa cu un nivel de înțelegere și de empatie desăvârșit și cu susținere pentru voi. Odihnă maximă luna aceasta, creați-vă un program, creați-vă o rutină, prioritizați lucrurile care sunt cu adevărat importante, amânați ceea ce suportă amânare și odihniți-vă mai mult. În sfera profesională vor apărea transformări majore, extraordinar de benefice. Dacă ceva nu funcționează, este pentru că nu este ăla drumul vostru. Dați drumul, eliberați gândul, eliberați povestea, pentru că veți fi purtați energetic exact acolo unde trebuie. Soluția vine de unde voi mai puțin vă așteptați și de unde poate nu aveți capacitatea sau abilitatea să o găsiți. Regina de Cupe este o lună în care să fiți maleabili, este o lună în care veți primi susținere, da? Pentru lucrurile începute acum 4-5 luni, veți putea, prin șarmul, magnetismul și puterea voastră de atracție, să realizați absolut tot ceea ce vă doriți. Pentru unii dintre voi, să știți că poate vă găsiți această iubire la locul de muncă. Sau poate este necesar ca la locul de muncă să introduceți puțin elementul acesta de emoție, de pasiune în ceea ce faceți, pentru a obține mai mult, mai multe beneficii, mai multă împlinire pe plan personal. Pentru unii dintre voi, luna octombrie vine cu o împlinire majoră pe plan personal la locul de muncă și cu foarte mult succes dacă urmați indicațiile arhetipurilor planetale și planetare și vă faceți ordine așa în viață. Este o lună de succes în care veți fi auziți, în care veți obține ceea ce v-ați dorit, însă mai spre sfârșitul lunii. Pe partea de sănătate avem aici regele de monede și zecele de monede. Zece de monede și regele de monede. Sănătatea voastră va veni din liniște. Liniște. Mintea voastră este oricum foarte activă, este oricum foarte agitată, este oricum foarte dinamică. Voi aveți multe gânduri deodată, vreți să faceți multe lucruri deodată și riscați să vă împrăștiați așa energia, să nu vă puteți susține activitatea și sănătatea. Această lună este despre voi, este despre modul în care voi veți învăța să aveți grijă de voi și de modul în care voi veți găsi liniștea în sânul familiei. Veți avea o lună în care familia vă va susține foarte mult. Este o lună benefică pe toate planurile pentru voi, să știți. Este o lună în care contează foarte mult să lucrați cu liste, cu liste de activități și cu priorități. Repet acest lucru pentru că este foarte important. Poate unii dintre voi veți avea nevoie să mergeți cu copiii la ceva controle medicale, nimic foarte complicat, nimic foarte periculos aici sau foarte grav. Este o lună în care poate copiii voștri vă oferă mângâierea, stabilitatea și claritatea despre care sunt prioritățile voastre în viață și despre cum trebuie să fiți bine, atât pentru voi, cât și pentru ei. Zece de monede, iată. Pe planul sănătății voastre, dacă sănătatea voastră va fi bună, dacă voi reuși să vă odihniți, sănătatea voastră este bună. Voi sunteți în acest punct de maximă importanță, după cum spuneam, pentru că vi se deschid uși mai mult decât voi puteți să vă dați seama acum. Este o împlinire fabuloasă aici, 10 de monede arată împlinire, stabilitate, rânduială, calm, practicalitate și împărăteasa.
atenție la ceva provocări de gât, atenție la ceva răceli, atenție la tuse. Cam astea ar putea fi micile provocări de sănătate pe care voi le-ați putea avea în această lună, pe lângă faptul că vă simt extraordinar de epuizați și credeți-mă când vă spun, pentru că am prezent în viața mea destul de constant și de puternic energia gemenilor, mi este foarte cunoscută și am exemple clare despre cum funcționează lucrurile cu gemenii. O lună bună pentru voi, cu excepția gradului de oboseală ridicat pe care îl aveți și al epuizării psihice. Cartea asta mi-a făcut aici cu ochii. Pentru sfera relațiilor, spune frecvența lui da, da, a cuvântului da. Frecvența binelui, a lucrurilor care se mișcă ușor în viața voastră, apare aici. În sfera relațiilor, lucrurile vor funcționa formidabil pentru voi, vi se ridică povara, vi se deschide ușa, vi se îmbunătățește comunicarea, veți putea rezolva orice tip de provocare ați putea voi avea aici, în luna octombrie. Ca semne astrologice, avem așa. Taurul, Vărsătorul, Scorpionul, pe sfera relațiilor, puternică energie de apă și de pământ. Lucruri stabile în iubire ar putea fi leitmotivul. Pe sfera relațiilor, interacțiunea voastră se va desfășura cu cineva din semnul astrologic al Scorpionului, cu cineva din semnul astrologic al Leului și cu cineva din semnul astrologic al Balanței. Iar în sfera sănătății aveți aici semnele de pământ, aveți aici semnul Taurului, aveți aici semnul Peștilor. Foarte multă energie de pământ, ceea ce înseamnă că trebuie să vă așezați. Dragi gemeni, înainte să porniți la drum, ședeți un pic, mai cugetați un pic. Voi lua și câte un talisman pentru fiecare sferă. În relație există prosperitate, există înțelegere, există abundență, există reciprocitate. În sfera carierei, cifra 4 este foarte importantă. Cifra 4 vine cu stabilitate, vine cu muncă, efort, dar muncit într-o rutină, muncit calculat, muncit cu claritate. Luăm fiecare lucru pe rând, nu toate deodată. Și pe sfera sănătății avem o frunză, un simbol al abundenței, un simbol al eliberării. Vă eliberați de o povară. Primiți vești bune aici pe sfera sănătății. Unii dintre voi simțiți că nu mai sunteți așa fâșneți sau poate la fel de energetici ca în tinerețe, însă să știți că sunteți foarte bine așa cum sunteți. Cam atât pentru voi, dragi gemeni, să vă fie de folos, să aveți parte de o lună octombrie formidabilă, minunată, să vă odihniți foarte mult. Din nou pun amprenta pe acest aspect pentru că este major aici. Grijă mare la epuizare, nu vă avantajează, nu vă ajută. Priorități și decizii luate cu sens și cu calm. Până pe data viitoare vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!